cu ce vom plăti datoria de 20 de miliarde de euro din moment ce nu mai avem industrie, nu mai avem comerț și finanțele sunt sub controlul femeilor. Este falsă această idee că școala românească produce tâmpiți. Statul nu mai vrea să apere valorile fundamentale ale României. Marea adunare națională era mult mai logică decât Parlamentul de astăzi. În momentul în care vorbești de autonomie teritorială, culturală, în toate felurile, înseamnă că vrei să destrami acest stat. Ce a rămas nu ne mai aparține.